Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în acest tutorial vom vedea ce are PC-ul de ce se mișcă atât de încet. Voi înșira câteva sfaturi pentru voi, câteva setări de urmat și în final, bineînțeles, veți vedea ceva îmbunătățiri cu siguranță dacă încercați măcar câteva dintre ele. Haideți să începem cu prima, de fapt o să începem cu începutul, nu o să le mai enumăr, nu o să spun câte sunt, oricum sunt în jur de 20 de setări și trucuri și chestii la care trebuie să fiți atenți, astfel încât PC-ul vostru se miște foarte bine. Începem cu stocarea. Stocarea știm cu toții că este foarte importantă. Sistemul de operare stă pe un dispozitiv de stocare. Hard disk, SSD, sau, mă rog, memorie flash, dacă e cazul tabletelor, telefonelor. Este foarte important ca acea, acest dispozitiv de stocare să fie extrem de rapid, astfel încât software să poată fi citit rapid, date să, po să poată fi scrise rapid și așa mai departe. În felul ăsta totul se va mișca extrem de rapid. E foarte important dacă aveți un hard disk să-l verificați dacă cumva Uh, merge bine, dacă e în regulă, dacă uh, a îmbătrânit sau este foarte vechi. Uh, oricum, sfatul meu pentru voi ar fi în momentul în care aveți un hard să-l schimbați cu un SSD, măcar pentru sistemul de operare. O să fie o, o schimbare uriașă pe care o veți simți imediat și prețurile SSD-urilor uh, în ziua de azi nu mai sunt chiar atât de mari. Dacă vreți să cumpărați un SSD foarte bun, vi-l recomand pe cel pe care îl folosesc eu pentru sistemul de operare, este de la Data un SX8200 Pro, un disc foarte bun, un SSD foarte bun, viteze bune bineînțeles și Anduranță este foarte potrivit pentru sistemul de operare. Acum, să zicem că aveți un SSD sau hard disk-ul vostru e suficient de bun, nu vreți să-l schimbați, mergem mai departe încărcarea acestuia. Este foarte, foarte importantă să înțelegeți că unele aplicații pot încărca foarte mult discul. Haideți să vedem despre ce e vorba. Deschidem managerul de activități și o să vă arăt pe rând exact ce se întâmplă în momentul în care folosim stocarea intern și cum stocarea, adică hard discul sau SSD-ul nostru, poate deveni un bottleneck, așa se spune în termen de specialitate, adică uh, poate deveni oarecum o frână pentru sistem. Haideți să vedem. Să zicem că vrem să facem o scanare acum. Deschidem antivirusul, folosesc antivirusul din Windows, Defender-ul, da? merge foarte bine, nu există un motiv serios să îl schimb. Și acum o să începem să scanăm. O să scanăm, bineînțeles, hard discul cu sistemul SSD-ul, cu sistemul de operare, da? Este acesta de aici, C-ul, da? Exact discul despre care v-am spus eu, SX8200 Pro, de la data. Haideți să vedem cum, cum se întâmplă, cum funcționează uh, treaba asta. Vedeți că în momentul ăsta încărcarea este 20%, da? Uh, frecvența procesorului scade crește, mă rog, nu este extrem de utilizat. Folosește softul de captură și cam atât. Uh, discul, discul C este discul nostru, uh, care este hai să găsim asta de aici. Dar cea data SX8200. Pro, După cum vedeți la 0%. Dacă încep scanarea acum, haideți să începem scanarea cu antivirusul ăsta. O să mergem pe opțiune de scanare, aici la opțiune de scanare o să dau scanare particularizată și când dau scanare o să mă întrebe cam ce vreau să scanez, da? Din acest PC vreau să scanez discul C. Scanare. Și în momentul acesta el se scanează după cum vedeți și începe să se încarce. Observăm și aici că începe să se încarce, încărcat 30% și se scanează cu... 100 și ceva, 20, 30, nu contează foarte mult viteza. Timpul de răspuns 0,1 milisecunde, deci foarte rapid se scanează și încărcarea pe procesor este 100%. Asta ce înseamnă? Că software-ul poate să extragă suficiente date de pe disc astfel încât să fie utilizat procesorul 100%, adică îl folosește de tot, da? oprim scanarea asta și o să dăm scanarea unui disc, să zicem ăsta de aici, da? Hitachi, discul H, o să dăm iar opțiuni de scanare, mergem pe scanați acum, pardon, haideți să mai merg o dată aici, scanare particularizată, hai să anulez scanarea asta, da? Iar mergem la opțiune de scanare, scanare particularizată, scanați acum, că rămăsese activă scanarea și mergem să scanăm discul H. În momentul în care îi dăm, bineînțeles, începe scanarea, dar se întâmplă ceva foarte interesant. Discul este folosit aproape 100%, da? Și o să vedeți că procesorul este folosit doar 48, 42%. Asta înseamnă că, uite cum e folosit 100%, Asta înseamnă că antivirusul nu poate să extragă suficiente date astfel încât procesorul să fie utilizat la maxim. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu folosim eficient procesorul, nu folosim eficient stocarea. Iar dacă acesta ar fi fost un disc de sistem, sistemul ar fi fost foarte mult îngreunat, nu s-ar mai putea face nimic pe fundal. Cam asta este diferența între SSD-uri și, și aceste hardiscuri care sunt vechi, sunt îmbătrânite, sunt mecanice și așa mai departe. Deci sfatul meu pentru voi ar fi neapărat să schimbați hardiscul cu un SSD. Recomandarea mea v-am spus-o, SX8200 Pro sau puteți să luați absolut orice SSD vreți, dar să fie ceva mai bunicel. mai departe, dacă nu vreți pur și simplu sau aveți deja, să zicem că aveți un disc, funcționează foarte bine, nu contează ce, hard disk sau SSD, Trebuie să facem din când în când câteva operațiuni. Prima oper operațiune pe care ar trebui să o faceți ar fi operațiunea de optimizare. Și ca să facem asta, dăm click dreapta pe disc, da? Proprietăți și după aia mergem la instrumente. Aici la instrumente vedeți că aveți optimizare. Intrăm în optimizare. Și aici imediat o să vedem despre ce e vorba, da? se deschide pe fundal un tabel cu discurile și ne spune aici de când n-a fost optimizat, dacă a fost optimizat sau nu și așa mai departe. Uite, ăsta Discul A de 27 de zile a trecut de la ultima executare, discul C 21 de zile de la ultima executare. În momentul în care se execută optimizarea, pentru hard discul se face o defragmentare, iar pentru SSD-uri se dă comanda trim. Comanda trim ne ajută să scăpăm de spațiile goale marcate pentru ștergere și acestea pot fi refolosite. În felul acesta, spațiul este utilizat din nou, spațiul este reciclat din nou și folosit într-un mod foarte eficient. De asemenea, hardiscul când e defragmentat, v-am mai spus ce se întâmplă, sunt așezate foarte frumos, fișierele sunt catalogate foarte bine, hardiscul știe despre ce este vorba. Dacă vreți să modificați setările, mergeți aici, modificare setări, și dați săptămânal sau zilnic sau lunar sau aveți voi opțiuni. Sfatul meu este să dați măcar săptămânal o optimizare. Dacă vreți să dați o optimizare manuală, pur și simplu selectați discul, de exemplu ăsta, și dau optimizare. Și se optimizează foarte repede discul, de acum încolo se va mișca mult, mult mai bine. Deci asta ar fi partea de optimizare. Dacă în schimb aveți un disc care vi se pare că nu știu, e nașpa, nu merge bine, face figuri, mergeți frumos la verificare eroare pentru discul respectiv. Deci, încă o dată vă spun, clic dreapta pe discul respectiv, Proprietăți, aici mergeți pe Instrumente și Verificare eroare. Scanați unitatea, unitatea va fi scanată dacă este SSD. Probabil o să dureze mai puțin, dacă e hard disk, probabil o să dureze mai mult sau poate o să dureze cam la fel. Sunt verificate de erori, este consultat uh, spațiul de stocare, este consultat controllerul și după cum vedeți unitatea s-a scanat cu succes, Windows a scanat cu succes unitatea și nu s-au găsit erori. Uh, și asta merită făcută, cu toate că nu prea întâlnim erori pe hard disk Mai multe erorile sunt de utilizare greșită, dacă este aglomerat, dacă nu știu ce. Foarte important, la fel este curățarea discului, da? Și ca să curățăm discul, mergem pe general și curățare disc. La curățarea discului sunt curățate datele de care nu mai aveți nevoie. Fișiere temporare folosite de sistem, cash și alte chestii de genul ăsta, coșul de gunoi și așa mai departe, uitați și aici la mine, de asemenea puteți să bifați alte chestii cum ar fi descărcări, pentru că sunt descărcate tot felul de fișiere și mai uitați de ele, da? puteți să bifați, să descărcați. Dacă dați curățare fișiere sistem o să treacă la o curățare mai profundă și o să aveți acolo probabil și versiuni mai vechi de Windows care pot fi curățate. Da? O să vedem că avem mai mult pe aici, descărcări, da? Și alte chestii pe care le puteți curăța. Dacă vreți să faceți asta, bine înțeles, dar e bine să oferiți discului un, un, un spațiu cât mai mare. Deci el în momentul în care funcționează Măcar, zic eu, măcar 15-20% ar trebui să fie liber uh, pentru a-și executa în liniște sarcinele lui de întreținere, da? Pentru că discul tot timpul mai aranjează fișiere de colo până colo, mai face tot felul de schimbări, scrie fișiere și șterge fișiere și așa mai departe. Tocmai de asta aveți nevoie de, să zicem, minim 20% spațiu liber pe el. Uh, acum că am terminat cu discul, trecem la memoria RAM, este foarte importantă. Bineînțeles, din cu toții, memoria RAM este importantă. Ca să vedeți câtă memoria RAM aveți, mergeți aici pe performanță și o să vă arate câtă memorie este consumată. De exemplu, aici la mine 4 GB sunt consumați din aproape 12 GB, deci 34% sunt, este memorie consumată. Acum e posibil să aveți, la mine nu prea rulează nimic acum pe fundal decât softul ăsta de captură care nu consumă cine știe ce, <coughs> dar e posibil la voi să aveți, de exemplu, 4 giga și să vă arate că doar 2 giga sunt folosiți. Cu toate că poate aveți aceleași softuri ca și mine instalate. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că. PC-ul vostru, că Windows-ul practic pe care l-aveți instalat, o să folosească doar 2 GB și voi vă îngândiți, domnule, nu o mai pun încă 4 GB, că nu are rost, oricum el folosește puțin. Trebuie să știți că Windows-urile se adaptează la câtă memorie RAM au. Dacă aveți 2 GB, o să folosească 1 GB. Da? În mare parte a timpului. Dacă aveți 4 o să folosească cam 2. Dacă aveți 8 o să folosească 4 cam de la 8 în sus să zicem, nu mai folosește decât vreo 4 da? pentru sarcinile lui curente. Cam asta este regula la Windows, tocmai de aia nu vă gândiți la Windows 10 și cu programele moderne pe care le avem în ziua de azi să folosiți mai puțin de 8 GB memorie RAM. Da? Acum să trecem mai departe, este foarte importantă iarăși în afară de cantitatea de memorie RAM, v-am zis măcar 8 GB, aceasta să fie și sănătoasă de deci ram să fie sănătos. Sunt programe pentru verificarea memoriei RAM. Eu am făcut un tutorial cu Memtest86 și acest program ne ajută. O să vă las linkul în pe site-ul nostru sub acest tutorial, de fapt deasupra tutorialului acolo unde sunt tutoriale similare asemănătoare și o să vă las acest link dacă aveți probleme cu memoria RAM. Acum cum, cum vă dați seama dacă aveți probleme cu memoria RAM? Vă spun eu în momentul în care jucați un joc și jucați de vreo oră, două și poc, se oprește PC-ul sau se restartează sau se blochează un pic ceva pe ecran sau din când în când se blochează toată imaginea ecranului și nu se mai mișcă nimic, nu se mai întâmplă nimic, asta înseamnă că e posibil să aveți probleme cu memoria RAM. De asemenea, în momentul în care porniți PC-ul și nu pornește de fiecare dată din prima, nu pornește clar, stămul să buteze, iarăși e posibil să aveți probleme cu memoria RAM. Tocmai de aia folosiți ce am spus eu în acest tutorial ca să vă puteți scana memoria RAM să vedeți dacă are probleme sau nu. Mai departe, este foarte important, am terminat cu RAM, deci cantitate și sănătate memorie RAM. Este important asta. De asemenea, aș mai adăuga ceva, compatibilitatea plăcii voastre de bază cu memoria RAM. E posibil să puneți, o, să puneți niște plăcuțe de memoria RAM pe placa voastră de bază și să facă figuri, să nu meargă bine de fiecare dată, dar la un prieten de la rostul să meargă perfect. Uh, Astea nu sunt întotdeauna compatibile 100%, deci toate plăcile video cu toate memoriile RAM. Tocmai de asta producătorii pe site-urile lor au o listă cu memoriile RAM compatibile cu placa lor de bază. Știu că sună ciudat, dar chiar așa e. Unele memorii RAM pot face figuri pe unele plăci de bază. Tocmai de aia, dacă aveți face figuri memoria voastră, o scanați cu mem test și nu are deloc probleme, încercați să faceți pentru o perioadă scurtă schimb cu un prieten de memorii RAM să vedeți dacă mai face figuri. Dați lui memoriile voastre și luați de la el memoriile lui. Mai departe, hai să zicem că am lămurit-o pe asta, ce mai avem? Avem uh, programele care rulează pe fundal. În general asta este o mare, mare problemă și trebuie să le identificăm pentru că aceste programe folosesc resurse. Uh, haideți să vă arăt, da? Manager de activități. Mergem aici la uh, procese, da? Hai să rămânem la procese și desfacem. Deci pe Windows 10 o să vedeți că avem foarte multe chestii. Și aici avem folosire moderată consum de energie. Da? Avem Camtasia Recorder care folosește 10, cam 10% din GPU, adică din placa video. Și mai avem și alte programe care folosesc placa video. Dacă o să apăsăm aici, o să ni le așeze în ordine. Da? Și o să vedem că sunt și alte programe. Uitați-vă cu atenție aici că e posibil să apară tot felul de programe ciudate care vă folosesc placa video în special tot felul de pluginuri de browser și tot felul de programașe de astea mici care fură din puterea de procesare a plăcii video pentru minarea de bitcoin. Ne-am mai vorbit noi chestia asta altădată și voi n-aveți de unde să știți asta. Tocmai de aia. Tot timpul consultați task manager să vedeți. Unele programe sunt și foarte șmecheri În momentul în care porniți task manager e posibil să nu vă arate. Tocmai de-aia încercați să folosiți Process Explorer. V-am făcut eu câteva tutoriale cu el. O să vă las și linkul ul înspre acest tutorial cu Process Explorer ca să vedeți, să spionați, practic să vedeți în timp real ce se întâmplă în PC-ul vostru. Este foarte important să terminați cu programele Vampir de pe fundal, la care mănâncă foarte multe resurse. Iarăși este foarte important să dezinstalăm programele inutile. Știți foarte bine cum se face asta. Mergeți în control panel da? la programele voastre, programe și caracteristici și aici aveți toate programele. Puteți să le filtrați în funcție de data de instalare da? și le aveți aici toate ordonate. Da? Vedeți când au fost instalate. E posibil să vă apară unele de care nici nu știați pe aici, da? Și e posibil să apară unele, să nu știți ce sunt, dar să le fi instalat voi, nu știu, acum un an, doi, acum o lună, două și nu mai știți de ele, da? Instalați orice program de care nu aveți nevoie și este foarte important programele care pornesc în startup. Mergeți aici la pornire și vedeți ce pornește în startup. Da? Deci toate programele astea pornesc în startup și vă încetinesc butarea PC-ului. PC-ul vostru o să pornească mult mai încet dacă aveți aici multe programe. Vă, vă arată aici și impactul la pornire. Da? Vedeți că sunt câteva care au impact maxim. Ai cloud drive, iCloud cloud foto, toate nebuniile astea vă consumă extrem de multe resurse. Deci, dezinstalați programele inutile și opriți din startup chestiile astea de aici, da? E foarte important. De asemenea, actualizați programele pe care le folosiți. Faceți actualizări pentru programele pe care le folosiți, că este foarte important asta. Din când în când Windows-ul mai bagă un update și programul vostru mai vechi, e posibil să nu mai meargă așa bine. Tocmai de-aia faceți update. O altă chestie foarte importantă, update-ul de BIOS. E foarte important să faceți update-uri de BIOS. Vedeți că mai există un tutorial și cu asta. V-am arătat în mai multe rânduri. O să vă las un link spre 2-3 tutoriale cu update de BIOS. E și un update de BIOS chiar aici la SSD NVMe. V-am arătat cum se face prin, asta, prin BIOS flashback. Da? Fără procesor, fără nimic, puteți să faceți update-ul. Deci e foarte simplu de făcut, trebuie doar să fiți atenți la pași, bineînțeles. E foarte important să faceți update de BIOS pentru că update de BIOS noi care vin e posibil să bage chestii foarte interesante pentru procesor, pentru memorie, o compatibilitate mai bună cu procesoarele, mai bună cu memoria și dacă mai ieri placa voastră de bază nu mergea atât de bine, e posibil ca printr-un update de BIOS să meargă mai bine și cam de fiecare dată să întâmplă asta, mulți dintre voi spune, da, domne, dar de ce se lansează ăștia plăcile cu BIOS de la nașpa? Pentru că se grăbesc, este concurență foarte mare și producătorii vor să iasă rapid pe piață și de cele mai multe ori BIOS-urile sunt imature sau nu suportă procesoare mai noi apărute. Da? Dacă se lansează azi o placă de bază și peste o săptămână un procesor, e posibil ca placa aia de bază să nu suporte foarte bine acel procesor care e ceva mai nou și printr-un update de BIOS acesta este suportat și toate funcțiile lui sunt active. Iarăși în afară de update-ul de BIOS Fiți atenți la setările din browser. Browserul este un mare, 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 uriaș consumator de resurse. Este este criminal. Haideți să vă arăt în task manager. Deschidem task managerul și ne uităm aici la procese și o să vedem cine mănâncă memorie. Da? Avem aici Google Chrome. O să vedeți că consumă foarte, foarte multă memorie. Da? Istoric, utilizatori, servicii. Da? O să vedeți că Google Chrome consumă foarte, foarte multe resurse. Haideți să dăm și noi update la pagina asta și vedeți că începe Google Chrome-ul să consume extrem de mult și sunt foarte multe uh, procese deschide, deschise aici cu Google Chrome, deci după cum vedeți consumă extrem de mult. Uh, uitați aici 400 ceva de mega cu o grămadă de taburi, da? Deci uh, aveți grijă în momentul în care folosiți Google Chrome să nu lăsați deschis pe fundal să uh, consumați uh, resursele aiurea. Uh, închideți taburile, nu folosiți multe taburi deschise. Pentru că astea iarăși sunt foarte mari consumatoare de resurse, mai ales memorie RAM. Vă puteți trezi uh, cu un consum extrem de mare de memorie RAM, poate și 2, 3, 4, 5 GB, în momentul în care aveți multe taburi deschise și taburi de astea care se actualizează pe fundal. Uh, mai departe, este foarte important, haideți să închidem toate astea de aici. De fapt, o să închid browserul de tot, că asta consumă multe resurse. Uh, este foarte important să nu folosiți un antivirus care este extrem de agresiv cu resursele computerului. Sunt unele antivirusuri care consumă extrem de multă putere de procesare, solicită foarte mult stocarea și consumă, bineînțeles, memorie și tot timpul sunt conectate pentru update-uri, pentru actualizări, pentru colectarea datelor, cine știe pentru ce, da? Deci aveți mare grijă ce antivirus folosiți. Nu o să vă dau vreun sfat, nu o să vă spun ce să folosiți, ce să nu folosiți. Eu vă spun sincer, folosesc antivirusul din Windows, Windows Defender, da? și până acum nu am întâmpinat nicio problemă pentru uh, o protecție să zic suplimentară, din când în când puteți să mai faceți o scanare cu malware bytes, este foarte bun și vă ajută, pe lângă antivirus mai aveți un double check să zicem, uh, există și uh, de astea de scanare online tot felul de servicii de scanare online uh, și BDefender are un program foarte gratuit, care am înțeles că este destul de ușor cu sistemul un antivirus gratuit, dar eu am găsit că cel din Windows, Windows Defender, este foarte bun, oferă protecție fără niciun fel de problemă. Mai departe, resursele PC-ului vostru pot fi din nou consumate extrem de mult și aici mă refer la, mai ales la stocare de torente de astea puse la SID, da? Știți foarte bine, mulți dintre voi probabil aveți la SID torente, și le lăsați acolo, e, trebuie să știți că alea consumă foarte multe resurse, mai ales stocare. Se cătuie stocarea și, bineînțeles, pe lângă stocare și alte resurse, cum ar fi lățimea de bandă la internet, memorie și altele, bineînțeles, și procesor, dar este nesemnificativ consumul de procesor. Mai departe, foarte important, altceva ce rulează pe fundal, Aici mă refer la uh, update-urile astea care se fac pentru jocuri prin Steam și Steam-ul ăsta consumă foarte, foarte multe resurse uh, și trebuie să aveți grijă în momentul în care sunt consumate uh, să le recuperați. Ori să opriți steam ori să nu mai plece în startup dacă îl folosiți mai rar și așa mai departe. Știți care sunt măsurile de luat. Deci astea sunt tot ce v-am înșirat până acum, dacă fiecare chestie faceți una câte una, una câte una, lucrurile se îmbunătățesc și pc vostru o să prindă o viață nouă. Închidem aici și mergem mai departe. Foarte important este răcirea componentelor. Deci componentele voastre din calculator trebuie să răcească foarte bine. Trebuie să aveți un flux de aer bun. Un flux de aer bun nu înseamnă să puneți o mie de ventilatoare pe carcasă. Este suficient să puneți 1-2 ventilatoare așezate strategic și astfel fluxul de aer se va îmbunătăți. Sfatul meu pentru voi ar fi să calculați volumul de aer care intră și care iese din carcasă, să nu nu faceți, nu știu, să nu faceți presiune pozitivă, presiune negativă, să fie o presiune egală și la intrare și la ieșire în carcasă, astfel încât componentele să răcească foarte bine. Dacă componentele voastre nu se răcesc bine, există posibilitatea ca aceasta să intre, aceste componente să intre în, într-un fenomen și anume thermal throttling, așa se numește, de fapt nu e un fenomen, este o setare, făcut acolo de producători, de exemplu Intel AMD, au această setare. În momentul în care procesorul lor se încinge foarte tare, își reduce frecvența ca să se autoprotejeze, să nu se mai încălzească și bineînțeles scade performanța. Deci un procesor cald este un procesor care nu performează bine. Tocmai de aia trebuie să fie bine răcit. Ca să fie bine răcit trebuie să aveți un flux de aer bun în carcasă. Mai departe, la fel e și cu placa video, aceeași chestie, ba chiar mai rău, pentru că plăcile video se încălzească mult mai tare, mai ales cele care sunt mai vechi, și acestea au nevoie de răcire. De asemenea, plăcile video, dacă nu sunt răcite corespunzător și nu au fost făcute bine de la început. Există posibilitatea ca chipul grafic să se dezlipească de pe locașul lui acolo unde face contact, are niște, să zicem, biluțe, așa să vorbesc de de cositor pe spate și trebuie să fie lipit, să stea acolo într-un soclu al lui. E chestia asta dacă nu se mai întâmplă, dacă el se încălzește excesiv și se dezlipesc acele bobițe de pe placa de pe PCB, da? E, chestia asta se întâmplă frecvent la plăcile care nu sunt de calitate, un producător mai îndoielnic și așa mai departe. Din fericire, bineînțeles, plăcile astea video sunt garantate mult timp, așa că dacă aveți probleme puteți să o schimbați sau să luați alta sau să luați banii, mă rog. Mergem mai departe. Foarte important este să monitorizăm și să reglăm comportamentul update-urilor de Windows de pe fundal. Asta este extrem de important. Și o să intrăm aici în setări să vă arăt despre ce este vorba. Pentru că sunt multe setări pe care unii dintre voi nu le știu. Mergem la actualizare și securitate. Aici o să vedem dacă se și deschide, bineînțeles. Așteptăm 2-3 secunde. Eu acum am apăsat, dar tot sistemul incredibil așteaptă după un hard disk extern care se mișcă foarte greu și până nu pornește ăla nu se deschid anumite ferestre. Chestia asta o să ne întoarcem imediat la ea, o să vă explic. Aici avem update la zi, mă rog, mă rog, opțiune avansate. Mergem în opțiune avansate și observăm că sunt foarte multe setări. Da? Aici este setarea, primiți actualizări pentru alte produse Microsoft când actualizați Windows. Adică, dacă avem instalat Office sau altceva tot de la Microsoft, putem primi update și pentru acela. Aici e cu o mențiune, dacă softul vostru este cu licență, atunci nu e nicio problemă. Dacă nu aveți licență, atunci poate să fie o problemă. Aici setare pentru uh, uh, actualizările primite prin conexiuni de astea cu bani, da? dacă aveți la Orange, la Vodafone și astea conexiuni mobile, contorizate. Da? Uh, mai departe, afișare uh, notificări, notificări actualizări, asta nu e foarte importantă. Mergem mai departe la optimizare, distribuire. Asta este foarte important. Deci această setare mulți nu înțeleg, o să vă explic eu imediat. Permiteți de descărcări de pe alte PC-uri și aici mai trebuie să scrie ceva și încărcări spre alte PC-uri. Adică PC-ul vostru, în momentul în care descarcă update-uri, poate descărca update-uri din serverele Microsoft sau de pe la vecini de pe la apropiații din rețeaua voastră pentru că PC-urile lor, dacă au bifat această opțiune, devin un fel de servere. La fel, în momentul în care voi ați descărcat un update, PC-ul vostru va juca un rol de server și va da altor PC-uri. Acum depinde de voi dacă lăsați această opțiune bifată. Sfatul meu pentru voi ar fi, dacă este bifată și nu sunteți siguri pe rețeaua în care sunteți, să bifați doar asta, PC-uri din rețeaua mea locală. Da? și asta o să fie mai bine. Dacă bifați asta, atunci o să se ducă toate update-urile și spre internet. Și bineînțeles, se vor consuma resurse, pentru că PC-ul vostru tot timpul va încărca în rețea update-urile astea. Opțiune avansate, de asemenea, dacă vreți să limitați lățimea de bandă utilizată pentru descărcări, pentru încărcări și așa mai departe, puteți să faceți asta aici, sunt foarte multe setări, de asemenea, monitorizarea activitate, să vedeți ce s-a încărcat, ce nu s-a încărcat. Sunt foarte multe setări pe care puteți să le folosiți, dar asta este cea mai importantă setare, asta schimbă tot în momentul în care simțiți că PC-ul vostru e îngreunat, puteți să umblați la setarea asta și lucrurile se vor rezolva. Foarte importante sunt și driverele pe Windows, știți cu toții asta, ca să verificați driverele, mergeți click dreapta pe acest PC, gestionare și vă uitați aici la manager dispozitive dacă aveți toate driverele instalate. Așa trebuie să arate toate driverele instalate. Dacă nu aveți instalate, o să aveți pe aici tot felul de semne galbene care vă indică că nu aveți driver pentru acel dispozitiv. Da? E bine să aveți driver pentru acel dispozitiv. Mai departe, o chestie foarte, foarte, foarte importantă pe care mulți o ignoră: dispozitivele care nu mai sunt folosite și care rămân conectate la PC-ul vostru vă pot încetini foarte mult PC-ul. Cum ar fi camere web pe care nu le mai folosiți plăși de sunet pe care nu le mai folosiți, pur și simplu le-ați montat acolo că le foloseați altă dată și v-ați obișnuit cu ele, plăși de extensie, cum ar fi încă 4 SB-uri, încă nu și FireWire și alte chestii de genul ăsta, care de fapt nu vă folosesc. Astea îngreunează pornirea PC-ului, îngreunează butarea. De asemenea, hardiscurile externe. Hardiscurile astea externe sunt extrem de păcătoase. V-am arătat mai devreme în momentul în care am deschis, da? am deschis toate setările și am dat pe actualizare Windows. Uitați, acum se deschide instant. Atunci stătea, stătea, aștepta. Ce aștepta? tot PC-ul a așteptat după hard ăla extern că el are o chestie de uh, autoslip intră așa în adormire, da, ca pensionarii și în momentul în care îl trezești, durează puțin până se trezește, îi trimite un semnal, începe să-și tureze el și nu știu ce, și durează câteva secunde și nu știți de la ce se întâmplă asta. E, afla, se întâmplă de la hard discuri externe de foarte, foarte multe ori când vreți să deschideți ceva și nu se deschide instant. Așteptați în general după stocare. Trebuie să știți chestia asta și v-am spus-o și pe asta. Cam astea sunt lucrurile la care m-am gândit eu așa, într-un mod general. Nu știu dacă le-am cuprins pe toate. Dacă mai sunt setări pe care eu le-am sărit și voi le știți, puteți să le puneți pe rubrica de comentarii, ori pe YouTube, ori pe site, ca să le vadă și ceilalți. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!